Problemele ochiului, precum vederea încețoșată, oboseala sau chiar durerile de cap, pot semnala boli serioase și nu trebuie neglijate. De aceea, cabinetul oftalmologic Dr. Mihaela Pienaru și Dr. Mircea Pienaru din Ploiești vă pune la dispoziție aparatură de ultimă generație pentru depistarea bolilor oftalmologice, cum ar fi cataracta sau glaucomul. În afară de aparatura utilizată pentru prescrierea și prelucrarea ochelarilor, noi avem și aparatură necesară diagnosticării și tratării anumitor boli, printre care prima utilizată este glaucomul. De exemplu, avem aparatura necesară efectuării câmpului vizual, cum ar fi acesta. Aici se vede un câmpul vizual unei persoane afectate de către glaucom. Pe această insulă de vedere se poate observa afectarea glaucomatoasă. Acesta este model bidimensional și nuanțe de negru. În principal se poate vedea că ceea ce este negru a fost afectat de către glaucom și reprezintă vedere pierdută. De asemenea, pentru diagnosticarea leziunilor ce nu pot fi văzute din cauza cristalinului opacifiat este folosită sonda de ecografie. Astfel, această analiză este necesară în afecțiuni oculare precum sânge în ochi, dezlipire de retină sau tumoră oculară. Acesta este un tomograf în coerență optică. Este folosit pentru diagnosticarea și urmărirea diverselor afecțiuni oculare, cum ar fi glaucom sau degenerescență legată de vârstă sau edem macular. Aceste aparate sunt nou apărute totuși în diagnosticarea oftalmologică și sunt de înaltă tehnicitate și de mare finețe și pot preciza atât diagnosticul cât și evoluția bolii. Pentru cataractă, un aparat absolut necesar este biometru. Acesta măsoară dioptria cristalinului ce trebuie introdus în timpul operației de cataractă. Deci, cataracta este o boală în care cristalinul natural din transparent devine opac, este purtător de anumite dioptrii și atunci, pentru a putea ști ce dioptrie este necesară la înlocuirea acestuia, facem măsurătoarea cu acest aparat, biometru, și aflăm rezultatul dioptriei. Cabinetul oftalmologic Dr. Mihaela Pienaru și Dr. Mircea Pienaru se află în Ploiești pe strada Timiș numărul 3.